Vă spun pacea Domnului și bine ați venit în casă de rugăciune. Și vă invit ca să luăm aminte la trei versete din Sfânta Scriptură pentru deschiderea sabatului, după care vom continua cu intonarea imnului numărul 3. Am să vă citesc din Iona, capitolul 7, 8 și 9. Și a trimis să dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui, următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic și să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele lor de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim.
Pentru rugăciune, cu ajutorul Domnului, să ne plecăm pe genunchi. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Amin. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Amin. Tată, venim în clipele acestea la picioarele Tale, Sfinte, să-ți mulțumim din toate inimile noastre pentru binecuvântările Tale revărsate peste noi. Îți mulțumim că ne-ai păzit, ne-ai ocrotit și ne-ai dat putere și ne-ai dat viață până în clipa de față și ne-ai dat voința și înțelepciune să putem să ajungem aici, în locașul Tău cel Sfânt, ca să ne întâlnim cu Tine, cu Domnul Hristos, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu Ungerii Tăi buni și sfinți. Și mai ales, Tată, cu cuvântul Tău, care vrem să-L rostești acum cu puterea Ta, cu înțelepciunea Ta, prin servul Tău. Binecuvântează-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, Duhul Tău cel Sfânt să ia vorbitorul în stăpânire, Duhul Tău cel Sfânt să lucreze la fiecare inimă care suntem aici și îți mulțumim că faci mai mult decât știm noi, Doamne. Dar te rugăm să bine ne binecuvântezi pe toți de aici și pe cei care au rămas acasă, pe cei care n-au vrut să vie sau pe cei care n-au putut să vie sau din motive știute de ei. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Binecuvântarea Ta se reveste peste noi toți, peste tineretul nostru, peste cei bătrâni, peste cei bolnavi. A Ta voie se facă cu noi cu toți, prin meritele Domnului Hristos te-am rugat toate acestea. Și îți mulțumim că ne-ai ascultat. Amin. Amin. Vă invit să mai intonăm două imnuri, dacă are cineva vreo preferință. Să intonăm imnul 95.
un alt timp, cine mai dorește? 'Iau și eu la tronul Domnului să fiu. Un sabat binecuvântat vă doresc tuturor celor care ați găsit de bine ca în seara aceasta să veniți în casa lui Dumnezeu. Permiteți-mi să rostesc versetul care îmi place așa de mult. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Domnul Iisus. Pentru că în seara aceasta, despre El și numai despre El vreau să vorbesc. În puținele cuvinte care Domnul mi le va da, despre El și așa cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, noi predicăm pe Hristos cel răstignit, a Lui să fie toată gloria, în vecii vecilor. Amin. Amin.
Pentru fiecare care trece pe aici, cred că cel mai greu lucru este să găsească textul de unde să vorbească. Și fiecare încearcă să vorbească în general oamenilor. De data aceasta vreau să fac o excepție și nu vreau să vă vorbesc dumneavoastră, ci vreau să-mi vorbesc mie. Dacă cuiva îi se va potrivi ceea ce spun eu în seara aceasta, m-aș bucura tare mult și înseamnă că n-am venit degeaba la adunare. Și Duhul lui Dumnezeu a fost prezent aici. Textul de unde vreau să vorbesc în seara aceasta este din Luca 24 cu versetul 13. Din acest text am hotărât să vorbesc câteva cuvinte și în acest text m-am regăsit și permiteți-mi să-l citesc în întregime acest text și poate cineva se va regăsi în el, din cei prezenți aici sau din cei care se uită la noi. Deci, Luca 24 cu versetul 13, pagina în Biblie 1023. Iisus se arată la doi ucenici. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea. Ce le-a zis el? Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, aceste lucruri, nu trebuia să sufere Hristos aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de El și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu El. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Am citit un text lung și, deși dumneavoastră îl cunoașteți,
Am avut îndemnul acesta pentru că simt în sufletul meu că Domnul vrea să vorbească cuiva. Nu știu cui. Și cineva o trebuie să audă textul acesta. Din textul acesta putem învăța multe. Și dați-mi voie să pun numele la îndemnul care vreau să-l aduc în seara aceasta, cu Iisus pe drum și să nu-L cunoști. Să mergi cu Iisus pe drum și să nu-L cunoști. Și după cum v-am spus, vreau să vorbesc mie, aș pune întrebarea, Tănase, tu îl cunoști? În Sfânta Evanghelie găsim două categorii de oameni. Oameni care îl cunosc pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus și oameni necunoscători, care nu îl cunosc. Și dați-mi voie să eu pe rând și prima dată voi începe cu necunoscătorii, cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Mulți creștini cred că dacă au venit la adunare, au făcut un botez, s-au pocăit și au declarat că Iisus le-a iertat păcatele, s-a încheiat lucrarea lor. Este ceva foarte greșit. Ca să-L cunoști pe Iisus, nu ajungi atâta. Frate Petrică, ajutați-mă, vă rog, cu 1 Ioan 4:8, să vedem cine sunt necunoscătorii de Dumnezeu. Mulțumesc. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Mai citiți, vă rog, și Exod 5:2. Deci un om care declară, faraon declară că nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și asemenea oameni sunt mulți în lumea aceasta. Un alt exemplu îl găsim în 1 Samuel, capitolul 1, versetul 3. Omul acesta săsuia în fiecare an din cetatea sa la Silo, ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului. Cei doi fii al lui Eli erau preoți ai lui Dumnezeu. Fiii lui Eli, în capitolul 2, versetul 12, spune în felul următor. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Nu vi se pare ciudat, frații mei, să fii preot al Domnului și să nu cunoști pe Domnul? Nu vi se pare ciudat să fii membru în Biserica Adventistă și să nu cunoști pe Domnul? Nu vi se pare ciudat să vii la biserică și totuși să nu cunoști pe Domnul? Nu vi se pare ciudat să faci un botez și să nu cunoști pe Domnul? Nu vi se pare ciudat să iei cina Domnului, să stai cu Domnul Iisus la cină și să nu-L cunoști? Este posibil lucrul acesta, frații mei. Pe toți aceștia care nu-L cunosc pe Domnul, vine ziua, vine ceasul, când Domnul Iisus va spune și El la fel. Duceți-vă că nu vă cunosc.
în marile societăți, în corporații, mari patroni nu-și cunosc angajații și sunt cazuri în care nici angajații nu-și cunosc proprii patroni. Dar la Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu vrea o relație cu copiii Săi. Și întreb din nou, Tănase, tu mă cunoști? Dacă spui că mă cunoști, de ce ți-a furat lumea copiii? Dacă spui că mă cunoști, de ce ți-a furat lumea copiii? Lumea nu mă cunoaște. Frate Petrică, m-ai ajutat să mă cu Ioan 1 cu 10. Mulțumesc. Lumea nu l-a cunoscut și nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Și noi venim ani de zile aici și spunem că îl cunoaștem. Ce dorește Dumnezeu de la noi? Mai ajutați-mă, vă rog, cu Osea 6 cu 6. Mulțumesc. Asta vrea Dumnezeu, să-L cunoaștem în calitate de copii ai Lui, să avem o relație cu El, nu străini. Sunt în lumea aceasta, cum am spus, oameni care îl cunosc și oameni care nu îl cunosc. Dar și în partea cealaltă sunt, Dumnezeu are oameni pe care îi cunoaște și oameni pe care nu îi cunoaște. Spuneți-mi, vă rog, un om din Biblie pe care Dumnezeu l-a cunoscut. Frate Petrică, mai citiți, vă rog, Genesa 18 cu 19. Genesa 18 cu 19. Asta declară Dumnezeu. Asta declară Dumnezeu, că Dumnezeu îl cunoaște pe Avram. Și sunt mulți oameni ai Scripturii pe care Dumnezeu declară că îi cunoaște. Dar sunt, așa cum am spus, și oameni pe care Dumnezeu într-o zi va declara că nu îi cunoaște. Să trecem mai departe și să vorbim despre cunoscătorii de Dumnezeu. Cine îl cunoaște cel mai bine pe Dumnezeu? Știți ce am găsit în Biblie? În Fapte 19 cu 15, Duhul necurat îl cunoștea pe Iisus. Mai citiți, vă rog. Dar voi, cine sunteți? Este întrebarea care ar vrea să ajungă la orice ureche în seara asta. Voi care ați venit în seara aceasta aici, cine sunteți? Mai pun încă o dată întrebarea. Cei care ați venit în seara aceasta, cine sunteți? Dacă un musulman când citește în Coran, înainte de a pune mâna pe Coran, se spală pe mâini și așa pune mâna pe Coran. Noi cei de aici punem cuvântul lui Dumnezeu în locul unde ședem. Și întreb din nou,
voi cine sunteți? Oameni care îl cunosc pe Dumnezeu și oameni care sunt cunoscuți de Dumnezeu. Ajutați-mă, vă rog, din nou cu 1 Corinteni 8:3. Mulțumesc. Mai ajutați-mă și cu Osea 6:6. Mulțumesc. Cine sunteți voi? În negura vremii, Pilat, mânat de o forță nevăzută, îl recunoaște pe Iisus și strigă, iată omul. Fratele meu și sora mea, îl recunoști pe Iisus? Iisus te recunoaște pe tine? Dacă în seara aceasta sau într-una din seri, domnul președinte Iohannis m-ar chema la cină, ce aș face? M-aș duce și aș lua lecții de bune maniere. Dar aici avem o chemare mult mai însemnată. Copii, veniți la masă. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și deschide, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Să dăm curs acestei chemări. Înțelepciunea și nebunia caută ucenici. La care cerere vrei să dai curs în seara aceasta? Și așa cum spune în cuvântul lui Dumnezeu, te sfătuiesc, alege viața ca să trăiești. Așa cum ucenicii, când Domnul Iisus s-a prefăcut că vrea să plece în altă parte, să stăruim și noi de El și să spunem, rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne Iisuse. În baza acestui text am pregătit și o mică poezie. Care se intitulează Rămâi cu noi, că e spre seară. Rămâi cu noi, că e spre seară, noi te rugăm, Iisus iubit, ca ucenicii odinioară când spre Emaus te-au întâlnit. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, spre tine dorul nostru zboară. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, rămâi cu noi, că e spre seară. Ne arde în piept și astăzi dorul când ne iubești și ne vorbești și în inimă simțim fiorul când tainele le tâlcuiești. Rămâi cu acei ce-s prin spitale, cu acei ce lumea i-a uitat, rămâi balsam de vindecare, Iisuse, medic minunat. Rămâi cu noi în adunare, când valuri vin și vânturi bat, și în bucurii și în strâmtorare, rămâi cu noi neîncetat. Rămâi cu noi, Iisus, pe cale. Fii tu cu noi neîncetat, de noi în aplângerii vale să fii, Iisuse, lăudat. Rămâi cu noi, sfântă iubire, te cheamă acum al tău popor. Rămâi cu noi la despărțire, rămâi cu noi, iubit păstor. Domnul să ne ajute să-L cunoaștem și să fie cu noi de acum și până în veci.
Amin. Spre slava lui Dumnezeu, vom intona cântecul 523. Pe genunchi. Părinte Sfânt, care dumnezeu cerurile, în umilință și smerenie ne plecăm capetele și genunchi înaintea ta și te rugăm frumos să ne ierți. Și te rugăm, Doamne, ca prin puterea Duhului Tău să înțepui Tu dragostea Ta în inimile noastre față de semenii noștri, în primul rând, și față de Tine, Doamne. Amin. Ajută-ne, Doamne, ca să căutăm fața Ta și ajută-ne ca să Te cunoaștem. Vrem să slujim Ție și să trăim cu Tine acum aici pe pământ, ciudat în împărăția Ta. De aceea Te rugăm, fii cu noi. Vină în inimile noastre. Vrem să cinăm cu Tine și Tu să fii cu noi pentru veșnicie.
Îți mulțumim că Tu ne îndemni să Te căutăm și să Te cunoaștem. Rămâi cu noi în noaptea în care intrăm, cu fiecare suflet din poporul Tău și ajută-ne ca cu toții să Îți aducem slavă, cinste mare prin viețile noastre. Amin. În numele Scumpatului Iisus Hristos, Te rugăm frumos și îți mulțumim. Amin. Amin.